Agenția Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de caniculă. Codul galben va fi în vigoare până mâine, 19 august. Asta înseamnă că temperaturile vor atinge chiar și 38 de grade Celsius, iar oamenii ar trebui să evite deplasările pe jos în orele de vârf. Pentru a veni în sprijinul lor și pentru a preveni apariția de evenimente neplăcute, Primăria Municipiului Slatina, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, are deschis cele 3 puncte de prim ajutor din oraș. Categoric rămân deschise, au fost activate încă de la începutul avertizării de cod galben. Sunt active pentru persoanele care, chiar dacă este caniculă, nu pot să amâne ieșirea în oraș. Sigur, au probleme importante de rezolvat odată ce își asumă acest risc de a ieși pe caniculă. Sunt aceleași 3 puncte de aglomerare din oraș, adică Piața Zahana, Fântâna Speranței și Poliția Circulației. Containerele funcționează la capacitate, cu toate dotările necesare. Până acum, cele 3 puncte de prim ajutor și-au atins scopul. Este foarte important amplasarea acestor containere și a fost în beneficiu cetățenilor. V-am spus care sunt obligați să iasă în oraș. Cetățeanul este pe undeva asigurat că poate primi prim ajutor de la un cadru medical. Punctele de prim ajutor din oraș vor fi deschise astăzi și mâine în intervalul orar 10-18. În cazul în care codul galben de caniculă va fi extins, centrele vor rămâne deschise și sâmbăta între orele 10-14.